înregistra un eșec la alegerile prezidențiale. O să vă dați demisia și de la Palatul Victoria. De ce vreți să facem un scenariu? De ce nu porniți? Un posibil eșec, de aia vă întreb. Dacă nu mi-asumam, nu candidam. Faptul că eu candidez înseamnă că mi-asum conducerea partidului către o victorie. Deci mi-asum prin candidatura mea. Vă veți da demisia în cazul în care veți pierde alegerile? Dar de ce credeți că o să pierdem alegerile? O să le câștigăm. Trebuie să avem un vot. Orice candidatură trebuie să fie susținută de un vot. Un sprijin din partea ALDE și Pro-România este un sprijin important, pentru că fiecare aduce un aport. Dar Partidul Social Democrat este hotărât să meargă în aceste alegeri și nu numai să intre în turul 2 și să le câștige. Nu a eșuat nicio negociere, a fost un început de discuții. Nu cred că ALDE va ieși de la guvernare, sunt oameni responsabili, își dau seama că stabilitatea în această țară este foarte importantă. Victor Ponta, bună seara, mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ați fost la negocieri cu doamna Dăncilă? Nu. Dar? Ați vorbit la telefon? Nu, m-am băut o cafea cu doamna Dăncilă luni dimineață, deoarece am fost plecat în vacanță cu familia. M-a căutat, mi-a expus ceea ce a spus și în public, în sensul că și-ar dori să aibă și sprijinul Pro-România. Am luat la cunoștință de solicitare și o să ne gândim. Problema pe care însă eu tot spun, știu că mi-a zis multă lume, dom'le, nu mai da tu veștile proaste, că nu-i place nimănui să-i dai vești proaste. Pe care însă i-am expus-o doamnei Dăncilă că vorbeam cu primul ministru al României. A spus, doamna prim-ministru, mă rog, Viorica, că vorbim la pertu, ne cunoaștem de atâta timp și în privat putem să ne adresăm așa. Am zis, bun, ok, cu prezidențiale, e problema voastră, ce faceți, pe cine puneți, cum intrați, nu intrați în turul 2. Ai grijă însă că în acest moment tot guvernul și practic și România trăiți pe o bombă. O bombă care s-a pus în 2 ani și jumătate și acea bombă înseamnă ai terminat banii, nu că nu mai sunt bani în cămare, ai terminat, ai distrus și ce mai era prin casă, te-ai împrumutat și nu-ți mai ajung acești bani. Faci camatorii, nu tu, Ministerul de Finanțe, faceți camatorii, plimbă cifre, minte pe primarii, pe călește, duce într-o parte. Crede-mă că după ce am fost în atâtea guverne, chiar pot să-ți spun exact cât de gravă e problema. Da, ok. Asta a fost toată discuția. M-am întâlnit cu domnul Tăricianu, care, de asemenea, nu e niciun secret, mi-a cerut sprijinul. I-am spus că îl dau sprijinul, cu o singură condiție. Nu poate să fie și la guvernare cu partidul, și cu mine, cu Pro-România în opoziție. Că nu înțelege nimeni nimic și n-are nicio logică. I-a cerut deci să iasă de la guvernare. I-am explicat un lucru pe care cred că l-a înțeles și domnul Tăricianu, l-a înțeles toată lumea. E ok să colaborăm, dar nu poți să fii și la putere și în opoziție în același timp, pentru că nu are logică și pentru că orice om normal ar zice, dom'le, nu te cred, n-ai cum să fii și la putere. Dacă Tăricianu ar fi zis, da, bun, ies de la guvernare, l-ați fi susținut să fie președinte... Putem să discutăm despre o colaborare pro-român și putem să discutăm în continuare. Dar întâi trebuie să hotărască ei. Candidează domnul Tăricianu, nu candidează, eu am înțeles că va candida. Așa mi-a zis mie cel puțin, da, o să așa am vedem. Înțeles. Rămân sau nu rămân la guvernare? Nu se știe încă, ar putea ieși de la guvernare? Asta e o decizie pe care doar ei o pot lua și în niciun caz nu o iau eu și nu știu eu. De asemenea, doamnei Dăncilă... Dacă ar fi o variantă bună, solidă, să iasă de la guvernare? Nu vorbesc în numele ALDE. Ce vorbesc și pot să vorbesc și ce i-am spus și doamnei Dăncilă și domnului Tăricianu, le-am spus, doamne, aveți o problemă uriașă cu faptul că guvernul ăsta e un dezastru. Ok, nu la miniștrii nu i-a pus doamna Dăncilă, i-a pus domnul Dragnea. După 27 s-au mai oprit câteva din lucrurile rele, foarte bine, v-ați împăcat cu Uniunea Europeană, ați lăsat nebunia aia cu statul paralel, se ocupă pleșoianul de asta. Dar, de exemplu, ordonanța 114 n-ați abrogat-o. Dar, de exemplu, să veniți să spuneți în mod real de unde sunt resursele pentru legea pensiilor, n-ați venit. Dar să rezolvați problema cu legea 223 cu pensiile militare, n-ați făcut.
Da, cu exploatarea offshore n-ați făcut nimic, ba chiar a anunțat Exxon că pleacă. Că pleacă, da. Dar cu faptul că importăm gaz din Rusia, exact ce le-a spus toată lumea lui Teodorovici și lui Vâlcov. Băi, Teodorovici, băi, Vâlcov, sunteți normal la cap, nu înțelegeți că voi cu populismul ăsta al vostru de 2 bani de Venezuela ne duceți într-o catastrofă? Nu s-a înțeles, adică nu s-a schimbat. Probabil că doamna Dăncilă acum are această luptă în interior. Întâi s-a ales președinte, acum a candidat, ok. Dar e și prim-ministru. Și pe mine, sincer, mă interesează cel mai mult că o să fie Iohannis, o să fie Barna sau Dăncilă președinte. Eu am mai văzut scenariul ăsta odată, în 2009. L-am văzut de foarte aproape, eram purtătorul de cuvânt al lui Mircea Geoană. Băsescu zicea, nu e nicio criză, CFMI, nu ne trebuie nicio, nu avem nicio problemă. Geoană zicea și el, nu avem nicio problemă. S-au terminat alegerile prezidențiale și ce s-a întâmplat în 2010, cred că vă aduceți cu toții aminte. Asta e, de fapt, preocuparea mea, pe care am avut ocazia să-i o transmit și domnului Iohannis când am fost la Cotroceni și domnului Barna, care i-am zis, bă, este șmecher voi, nu vreți la guvernare, că... dar vezi că șmecheria nu înseamnă deșteptăciune. Păi cum? Păi cu cât se face groapa mai mare, cu atât când o să veniți la guvernarul scădeți. Și care ar fi soluția? Apropo de, din punctul meu de vedere, există o soluție. Care? Dar e adevărat, s-ar putea să pierzi voturi, s-ar putea să... Da, merită. Eu care aș face-o pe soluția? Aia. O restructurare radicală a guvernului, dar atenție, nu că am schimbat-o pe Carmen Dan cu Moga. Foarte bine, nu? Sau pe Meleșcanu cu Ramona Mănescu. Dar aici nu vorbim de schimbat câțiva oameni. Aici vorbim de schimbat guvernul. Și de la o schimbare radicală a guvernului, să te duci în jos pe schimbarea radicală a administrației publice. Am văzut astăzi primarii, pe bună dreptate, spuneau, ne-a promis Teodorovici că ne dă bani la rectificare. Și eu le spuneam, aveți dreptate, v-a promis și chiar meritați banii aia. Problema următoare, banii aia nu există. Orice o să vă dea Teodorovici, o să vă dea niște bani care nu există și pe care tot voi o să-i plătiți la anul, mai scump decât îi plătiți acum. Nu vreți să vedeți realitatea? Că de fapt a fost un Caritas, 2 ani și jumătate, la fiecare leu pe care voi îl cerea să dădea 8, că poate se câștigă alegerile. Și politica a fost o prostie, dovadă că PSD-ul a pierdut alegerile, rău de tot. Și țin minte, am participat la toate campaniile prezidențiale, tot timpul eram favorit și Năstase, și Joana, și eu, ne gândeam cum să câștigăm alegerile. Ei acum se gândesc cum să ajungă în turul 2. Știți, adică diferența între a te lupta să fii campion european și a te lupta să te califici la campionatul european. Și deci asta e de fapt problema adevărată. Că o să iasă Iohannis, o să iasă Barna, o să iasă Dăncilă. Pentru Dăncilă e cel mai bine, pleacă de la guvern și a scăpat de o grijă. Deci o reașezare a programului de guvernare, spuneți. Un care alt program de guvern, nu reașezare, nu mai poți să repari, să peticești. Un alt program de guvernare. Mai suplu, adică cu număr mai mult de maxim 20 de miniștri. Nu-ți trebuie 20 de miniștri. Așa. Secretar de stat, agenții. După care să te duci frumos în județe. Totuși, dar cheltuielile sunt deja angajate. Ascultați-mă un pic. Să te duci frumos în județul Gorj, Telorman, unde o fi, la Cluj, să zici, domne, dacă din 28 de miniștri au rămas 19 și dacă din 200 de agenții au rămas 80... Vă rog frumos până la 1 ianuarie, că nu se poate altfel, dar până la 1 ianuarie din 70 de șefi județeni să rămâneți 20. E, 50, sigur, sunt de la partid, sunt cu metri, fini, rude, pile ale deputatului, președintelui, consiliului. Dom'le, asta e. Nu mai e. Gata. Ajunge. Nu înțelegeți că ați exagerat ca să teleormaniza România? În Telorman toată lumea lucra la Consiliul Județean. Inclusiv Teldrumul era al Consiliului Județean, că era lui Dragnea, nu? Dom'le, nu merge România, n-ai cum să conduci o țară în care toată lumea lucrează la stat. Și aia care lucrează în privat îi fugărești să le mai iei niște bani. Nu merge chestia asta. Asta ar trebui făcut. E adevărat că asta te face impopular. E adevărat că nu e plăcut. Dar în același timp, eu cred că cei mai mulți oameni înțeleg că de fapt asta e. Vă mai spun un lucru și cu asta închei. Nu știu ce n-am înțeles. Cum vă explicați faptul că, deși au tot mărit, au zis că au mărit pensiile, ieșea Olguța Vasilescu, dădea la pensionari din 5 milioane de pensionari, pe 26 mai PSD a fost votat de 1 milion. Deci din 5 pensionari, unul singur, a fost păcălit de chestii. Ceilalți 4 au zis, nu, tu mă minți, tu îmi promiți ceva ce știi că nu o să-mi dai, în loc să-mi spui adevărul, să-mi spui, domnule, îți dau 5% sau 10%, să-mi spui că îmi dublezi, înseamnă că mă minți. Trebuie schimbată această gândire. N-am văzut să o schimbe, din păcate, guvernul. Deci că o să candideze, că o să fie în turul 1 sau 2,
Ok, s-a mai întâmplat. Problema este că PDL-ul este cel care a fost considerat vinovat de dezastru economic. PDL-ul a dispărut. Se va întâmpla același lucru și cu PSD-ul dacă va fi cel vinovat de dezastru economic și social din România. Va dispărea ca partid, îmi spuneți. Va trebui să se... Bun, și PDL-ul n-a dispărut, s-a transformat în PNL. Și... Bun, eu vreau să vedem un material cu Dăncilă de astăzi, premierul României, acum și președinte al partidului și candidat, iată, la prezidențiale, în care amenință primarii că dacă nu vor trage la alegeri... Primarii PSD bănuiesc că e amenință, primarii nu PSD, evident, și liderii politici din teritoriu și de organizații că vor fi imediat destituiți din funcții dacă scorul de la alegeri nu va fi unul bun. Adică unul care să permite accesul PSD în turul 2. Aici suntem. Putem spune pe scurt că reducem democrația. Cei care vor ieși în spațiul public cu diferite afirmații, cu diferite opinii care să lezeze partidul sau candidatul la prezidențiale, să fie sancționați în Comitetul Executiv Național. Este important ca toți să fim aliniați în spatele candidatului. Orice pas greșit este un pas pe care îl va deconta partidul. Își permite Viorica Dăncilă să se poziționeze așa? E obligată. Vă dați seama că eu știu foarte bine ce se întâmplă în PSD, că în continuare vorbesc cu trei sferturi între PSD-iști. Acolo destul de mulți din jurul... De fapt, de 2 ani jumate e un Game of Thrones acolo. Toată lumea vinde pe toată lumea și înjunghie pe toată lumea. Ăsta și doamna Dăncilă a venit la putere prin moartea creatorului ei, nu? Dragnea. Care nu-l mai recunoaște. Vorbim politic, da? Și atunci, evident, că are lângă domnia sa, doamna Dăncilă, cei mai apropiați oameni vor ca ea să piardă rușinos, să-și rupă gâtul, ca să ia locul. Că după ce te-ai învățat cu trădarea și cu înjunghiatul pe la spate, și mulți vin și zic, și îmi zic mie, de vă dați seama ce spun între ei, las-o să candideze, să scăpăm de ea odată, să o dăm afară, să-i luăm locul, să unii o spun public, alții mai perfizi o spun pe la spate. Doamna Dăncilă, care a trăit în această atmosferă timp de 2 ani și jumătate, nu mai e naivă și atunci cumva le zice, vreți să mă omorâți pe mine? Păi murim toți. Problema e următoarea. Acest gen de machiavelicuri, de războaie de-astea interne, pot să aibă loc într-un partid care este în opoziție și care trebuie să refacă, să... Eu sunt convins că și Cioloș, dacă le-am lăsat în cameră cu Barna, i-ar băga cuțitul direct în gât. Nu... Da, e treaba lor în opoziție ce fac. Problema este că PSD-ul asigură guvernarea. Și luptele astea ale lor, schimbarea 70 de miniștri între timp, la niciunul nu s-a expus de ce l-ai pus în funcție și de ce l-ai schimbat. Totul a fost război intern. Problema este că toate aceste războaie se reflectă asupra proiectelor și vieții fiecăruia dintre noi. Dumneavoastră nu sunteți angajată la stat, nu. Și orice decizie a guvernului vă privește. Bun, dar atunci de ce premierul nu este o tipă speriată? Adică dacă i-ar conștientiza că în secunda în care nu va ajunge în turul 2, va fi ciuruită la propriu de liderii PSD, nu va mai exista. Cumva i-a amenințat că, vedeți, muriți și voi cu mine, toți care acum vă bucurați și vă ascuțiți cuțitele. Cine să-i mai omoare pe ei? Că liderii PSD din teritoriu, care, să spunem, deliberat nu ar trage la alegeri, tocmai ca după alegerile prezidențiale să reașeze un alt președinte la PSD. Mă întreabă foarte multă lume, cum mă întrebați și dumneavoastră în privat. Sigur, dar de ce nu mă întorc la PSD? De asta nu mă întorc la PSD. Mi este foarte bine la Pro-România. Mi-a să luați PSD-ul la dumneavoastră. Nu, am spus că Pro-România este un nouveau PSD, adică e pe noul PSD. Nu, e partea bună. E partea bună din PSD. Partea bună. Și vreau să iau alegători, și vreau să iau primari, și vreau să iau oameni. Alegătorii vor vota profilul doamnei Dăncilă. Mă refer la alegătorii dumneavoastră, ai PSD. Nu știu. Chiar nu știu. Putem să-l sunăm pe domnul Pielanu, să-i dăm o sumă de bani și ne zice ce vrem. Eu v-am întrebat pe dumneavoastră, domnul care cunoaște clar electoratul. Eu cred că electoratul disciplinat al PSD, da, va vota candidatul PSD. Și PSD va scoate, în opinia noastră, un scor mai mare. Noastră, la alegerile europarlamentare, eu așa am citit. Eu nu am văzut un PSD care a luat 22% doar
din cauza faptului că electoratul PSD era revoltat de poziționările președintelui PSD la vremea respectivă, Liviu Dragnea. Nu. Eu am văzut scorul 22% al PSD pentru că s-a înființat Pro-România și s-a împărțit votul între cei care au avut de ales. Da? Și ALDE, vor să până la urmă, și ALDE tot de la PSD a luat... Vor să voteze stânga, au votat PSD și au votat Pro-România. Și au dat 7% către Pro-România. Așa vor sta lucrurile și la prezidențiale? E foarte posibil și de altfel asta a fost ideea mea. Dacă va candida și de la PSD, și de la ALDE, și de la Pro-România, și domnul Pleșoianu independență, ne vom bate pentru locul 3. Locul 1 și 2 e clar că va fi Iohannis Barna. Pe mine nu mă interesează și nu-mi doresc, pentru că eu n-am fost niciodată în război cu alegătorii și cu poporul PSD-ist. Eu am fost în război cu câțiva ciocoi de ăștia care au luat PSD-ul. Și interesul meu nu este să nu intre un candidat de stânga în turul 2. Aș vrea, sincer. N-aș vrea să mă duc la turul 2 și să zic, aolo, votez cu Iohannis sau cu Barna. Sincer, nu l-aș vota pe niciunul. Și aș vrea să intre un candidat de stânga. Dar pentru asta trebuie să existe o soluție pentru principala nemulțumire a electoratului de stânga. Principala nemulțumire, electoratul de stânga nu e anti-european, dar a zis, bine mă, se ceartă Dragnea cu Uniunea Europeană, treaba lui. Nu e nici anti-justiție, dar e de acord că s-au comis abuzuri. Problema electoratului PSD și a celui electoratului de stânga este modul de guvernare. Toată lumea care a votat PSD și mulți care n-au votat niciodată PSD, zic, domne, Năstase era arogant, era rău, era nu știu cum, domne, dar a guvernat bine. Ponta, arogant și el, plagiator, mincinos, nu știu ce. Doamne, dar a guvernat bine. Acum de 2 ani și jumătate e un haos. A fost Grindeanu, l-au dat jos. A fost Tudose, l-au dat jos. A fost Dăncilă care ne spune acum ceea ce cred că știam toți, că de fapt nu guverna ea. Ea semna doar. Guvernau alții din spate. E, mai e 14 luni, poți să guvernezi bine? Cum a guvernat guvernul Năstase și Ponta? Că altfel nu-i, îi pierd și pe aia 2 milioane de la Europarlamentare. Cum adică mai are 14 luni? Ce ne spuneți? Că Dăncilă rămâne premierul României în până mod normal, la alegerile parlamentare? În mod, dacă nu e o trădare din PSD, că sunt și pe acolo câțiva, dar nu sunt foarte curajoși, rămâne pentru că USR-ul nu vrea la guvernare. USR-ul a învățat din lecția 2016 când i-a văzut lumea că de fapt USR-ul a fost la guvernare, nu? Cu Cioloș și Barna era. Și a fost tot dezastru și lumea s-a speriat și a zis, aolo, hai să votăm PSD-ul înapoi, că îi lăsăm pe ăștia buni, așa, l-a dat din gură, jos penalii, dar nu la guvernare. PNL-ul nu poate în acest moment, n-are nici forță parlamentară, n-are nici lămurit, e Rareș Bogdan, e Borban, cine e, fiecare din PNL cu care vorbești. Premierul PNL, da. Da, deci toată lumea vrea să merge pe această idee strict politică. Lasă, domne, PSD-ul să se facă praf. De ce e strict politică? Pentru că ceea ce ei vor moșteni în decembrie 2020 e ca la o boală. Dacă o tratez că România în acest moment are o boală bugetară care se transformă într-o boală economică și socială. Inevitabil de la prostiile bugetare și de administrație, te duci mai departe. Deci dacă o tratezi acum, doare, e adevărat. Dar se vindecă mai repede. Dacă o mai lași încă 6 luni sau încă un an de zile, se face metastază. S-ar putea să nu o rezolvi în 4 ani. Deci gândirea lor, eu am votat la moțiune și mă uitam cum cei de la USR în special, aoleu, să nu cumva să tracă moțiunea, că noi nu vrem la guvernare. Băi, e circ asta, nu sunteți serioși, adică pentru cine le arătați la cei de pe Facebook? Bun, că... și să spunem că intrăm în alegeri. Da, deci cred că rămâne doamna Dăncilă 14 luni, dacă nu e trădată din interior. Intrăm în alegeri prezidențiale și să spunem că PSD reușește și intră în turul al doilea. Aici suntem, în acest scenariu. Dați seama, aici suntem. În condițiile în care întotdeauna PSD intra de pe primul loc. Adică nu se punea problema cine intră cu PSD în turul 2, nu? Acum se pune problema dacă intră PSD în turul 2. Ok, așa se întâmplă. Dar altfel totul e bine. Aici ce Pieleanu că e bine. Stați mă liniștiți că v-a zis Pieleanu și la europarlamentare că luați 35%. Sunteți bine. Deci mi-asta nu credeți în sondajul pe care l-a prezentat astăzi Vanguard. De câți bani dai, atâtea procente îți dă. Eu cred că Pro-România trebuie să aibă zero. Că eu i-am dat zero bani. Și dacă mă și mir, nu știu cu cât m-a dat, mă, altă trebuie să avem zero. Chiar e serios. Bun. Eu aș vrea să înțeleg așa. Dumneavoastră îmi spuneți că în turul al doilea, PSD a reușit să intre în această schemă în contextul în care Pro-România merge cu candidatul lui. Deci... Nu, eu cred că PSD
dacă are candidați și ALDE și Pro-România, nu intră în turul 2. Pro-România va avea candidat? O să luăm această decizie. Deci încă sunteți deschis la negocieri cu Viorica Dăncilă? Nu, sunt deschis la ideea de a avea un candidat comun al stângii, gata, dacă există un proiect. La PSD există... La PSD există candidatul. Dacă noi, eu am operat cu două tipuri de statement-uri în toată această perioadă. Unul l-ați dat dumneavoastră și mi-a plăcut tare mult punctul de vedere pe care l-ați avut la moțiunea de cenzură. Ați spus de la început că nu veți susține un guvern unde premier ar fi fost Ludovic Orban. În aceeași linie a jucat și PSD-ul poziționarea de acum și au spus da, noi suntem deschiși la o colaborare și unii candidat pe stânga, dar candidatul să-l dăm noi. Candidatul s-a dat deja la PSD, este Viorica Dăncilă. Veți susține Viorica Dăncilă? Mi-e greu să spun în acest moment. Dar ce ar însemna un proiect mai larg? Ar însemna ca de la 1 septembrie să facă ce n-au făcut 2 ani și jumătate. Adică. Și anume să guverneze. Adică. Să schimbe guvernul, să schimbe program, un alt program de guvernare și să facă ce au făcut guvernele Năstase și Ponta înainte. Asta ar însemna. Pentru așa ceva, i-a sprijinit sincer. Cei care privim înspre scena politică, ar însemna ca Pro-România să intre cu PSD la guvernare? Nu cred că e nevoie. Ar însemna să-i sprijinim. Ar însemna să... Le-am și spus. Asta de fiecare dată l-am spus. Aveți un proiect bun? Vi-l votăm noi. Nu vă mergeți la UDMR să vă căciuliți, să negociați, să... Veniți încoace dacă e bun. Și de ce n-ați intrat și la guvernarea noastră? Cu 2-3 miniștri, câțiva în cabinet? Cei de la Pro-România avem un avantaj important. Am fost în funcție. Nu suntem disperați. Dom'le, să fiu în funcție, că dacă nu sunt în funcție, n-am secretară, n-am mașină, nu mă mai salută nimeni pe stradă. Dacă va fi la un moment dat un proiect în care să credem, intrăm și la guvernare. Dar în acest moment, cu acest tip de abordare, nu ne regăsim acolo. Dar, repet, faptul că am fost și eu prim-ministru, a fost și Tudose prim-ministru, a fost Sorin Câmpeanu și Bănicioiu și Daniel Constantinu, suntem disperați să ne dea și nouă o funcție la relația cu Parlamentul, la diaspora undeva, să avem și noi, să scriem pe cartea de vizită. Nu, dacă se face însă un proiect, la un moment dat, de guvernare a țării bune... V-ați angajat să lucrați pentru realizarea acestui proiect de guvernare? De ce nu? De asta fac politică. Până la urmă, să spui că faci politică, dar tu nu vrei nimic, e o minciună. De ce să faci politică dacă nu vrei să spui în aplicare propriile proiecte? V-ați stabilit și un obiectiv, o dată finală, sau de la care să vă anunțați decizia noastră politică? Bineînțeles, 1 septembrie, începutul sesiunii. Atunci aveți fixat un congres sau? Chiar în prima săptămână, da. În prima săptămână. Dar la Pro-România am zis că facem totul altfel decât la PSD. Nu ne întâlnim, să ne bârfim, să ne aranjăm, nu-l pun eu. Daniel, ridică-te tu și zi să fie Ponta. Și chiar suntem prieteni, adică e genul așa de partid de început. Politică? Da, da, există. La început cel puțin. Probabil că la un moment dat, pe măsură ce ai mai multă putere, se strică prietenia. Dar la început, da, auziți, acum 2 luni ne dădea toată lumea că nu facem 5%, că suntem terminați, că suntem trădători, securiști, nu știu ce. Și aia câți am fost, 4, 5, 7 nebuni, am zis, bine domnule, hai să vedem. Acum deodată toată lumea constată, am fost la Cotroceni, am văzut cu PSD-ul, a constatat că de fapt Pro-România ăștia nu s-a așa răi, sunt buni, ne spun numele, că înainte nu ne spuneau nici numele. Așa e în politică, e normal până la urmă. Cu alte cuvinte, 1 septembrie, sunteți, deci mai ar fi 6 săptămâni, lăsați deschis așa la mai liber spun PSD-ului. Ceva, mai spun ceva, un da? Lucru pe care de asemenea l-am spus și nu e o problemă că îl dezvălui. Dacă doamna Dăncilă rămâne cu acest guvern și această, nu intră în turul 2 orice ar fi, poate să fie susținut de toată lumea, pentru că lumea este extrem de nemulțumită de modul ăsta de guvernare. Adică atunci când te duci la o coadă, acum lumea e în vacanțe, da? Da. Stă lumea la cos pe la pașapoarte și pe la... Și în jură, evident, guvernul, nu? Pe Dăncilă în jură. Dom'le, din cauza ta stăm la coadă. Merge pe la șosele și stă la cozi pe Valea Prahovei sau altul, înjură guvernul. De la 1 septembrie însă, lumea vine din vacanțe și se lovește de problema. Își duce copilul la școală, dar nu-s locuri la școala de lângă. Trebuie să te duci la medic și medicul zice, e adevărat, am salariu mai bun, dar n-am medicamente și n-am cu ce să te tratezi. Toată această nemulțumire se duce pe primul ministru. Și e normal așa, că da, ești prim-ministru, să răspunzi de toate cele care se mișcă în țara asta.
Deci, dacă doamna Dăncilă zice, nu, domnule, guvernul ăsta e bun, guvern pe care toată lumea, inclusiv PSD-iști, îl consideră prost. Și consideră că l-a făcut Dragnea, nu l-a făcut Dăncilă. Dacă îl ține pe ăsta, atunci nu cred că n-are nicio șansă să se ducă în turul 2. Va fi probabil domnul Tăriceanu pe locul 3. Dar la ce ne încălzește? Sau, nu știu, sau Sorin Câmpeanu pe locul 3. La ce ne încălzește să primul dintre cei necalificați? Nu cred că asta e ideea. Deci dacă Viorica Dăncilă, îmi spuneți așa, nu, oricum, deci nu își revizuiește sau nu schimbă programul de guvernare. Eu nu închipuiam să mergem pe un alt program, ba, ci da, pur și simplu nu, pe un revizuit, nu, unul deci, normal, unul așezat. Din programul ăla din 2016, tripleta asta de aur, Dragnea, Vâlcov, Tăodorovici, au făcut Venezuela din România. Minciuni, demagogie, dezastru financiar economic. Trebuie să vii să spui oamenilor, dom'le, nu se mai uitați, n-a fost un proiect eșuat ăla. Mai avem 14 luni pe care le-ați dat dumneavoastră în 2016, când ceea ce spunem în program chiar facem. Ok, deci cu premierul ați vorbit. Cu ministrul de finanțe ați discutat? Am vorbit cu domnul Tăodorovici, da. Și ce vă spune? Păi nu, ultima dată am vorbit când și-a anunțase candidatura și i-a mai spus încă o dată ceea ce cred că am spus și public, i-am spus și lui Eugen, ministrul de finanțe este omul ăla serios, care nu râde, tu râzi prea mult în primul rând, care spune întotdeauna nu când îi se cere ceva și care ține bine camara și când e nevoie, atunci dă drumul. Ministrul de Finanțe nu este actor, nu este star de cinema, nu este prietenul tuturor. Cel mai bun ministru de finanțe pe care l-am întâlnit eu vreodată a fost Florin Georgescu, care nu râdea și care, dacă îi cereați orice, primul lucru spunea nu. După care zicea, adum hârtiile, să văd. Și am spus, dacă vrei să fii stea de politică, președinte executiv, candidat la președinție, pleacă din ministrul de finanțe. Pentru că ce faci tu e un dezastru, nu poți să le promiți la toți tot. Te duci la primar, le zici că vă le dai bani. Te duci la pensionar, le zici că le dai bani. Te duci la oameni de afaceri, le reduci taxele. Nu se poate, n-a inventat nimeni chestia asta, în care îți dai bani la toată lumea, se poate. Mă bucur că a luat decizia de a se retrage din cursa pentru prezidențiale, că nu mergea. Ministrul de Finanțe care candidează... Da, cu privire la program, adică în sine, o discuție serioasă apropo de program, de nu, situația n-am în care avut, e că PSD nu, acum. Nu era treaba mea. Eu știe părerea mea și de altfel și la moțiunea de cenzură am spus exact cele 8 puncte care toate până la urmă ajungeau la bani, pentru că guvernarea înseamnă în primul rând să ai resurse și în al doilea rând să le folosești inteligent. Ei și-au bătut joc de resursele pe care le-au avut, le-au dat pe pensii, salarii, mâncare, băutură și nici n-au luat prea multe voturi. Adică nici nu poți să zici că, domne, am aruncat banii, dar ne-au votat lumea. Nu, dimpotrivă. Au luat oamenii banii, salariile, pensiile și au votat pe deci ceilalți reținut... și nu mai au nici resurse, că de-aia te împrumuți în fiecare. Eu cred, de exemplu, anul ăsta deficitul va fi peste 4. Cu siguranță asta va fi peste. Asta ar însemna să intrăm în procedură de deficit excesiv. Da, dar nu interesează. Ideea, las că vine USR-ul și PNL-ul după. Oameni buni, n-o să uite niciun om că voi ați băgat țara în criză. Și o să vină USR-ul și PNL-ul și o să zică, vedeți, PSD-iști ăștia nenorociți, totdeauna PSD-ul, după ce a pierdut alegeri, prezidențiale, de fapt, că n-a pierdut parlamentare, și a revenit pentru că oamenii ziceau, da, domnule, nu l-am votat până stase președinte, dar totuși ca guvern era bun. Nu l-am votat pe Ponta președinte. Dar uite, după ce a venit Cioloș, ne-am dat seama că era bun Ponta. Acum ce o să spună? Dom'le, n-am votat-o pe Dăncilă președinte, dar așa bun guvern a fost, de o să... nu o să mai voteze nimeni cu PSD. Deci până acum Slavă, domnule, că există așa, pro-România. În opinia dumneavoastră, și importantă, pentru că sunteți între foarte puțini lideri ai momentului care cunoaște în fond trăsătura electoratului PSD. E da, foarte important analiza. Am și obținut spuneți... cel mai mare număr de voturi dintre pierzători, ca să zic așa, 5.400.000. E adevărat, domnule Iohannis? La momentul votului pentru alegerile prezidențiale, da. Deci și țin la acest oameni. Nu m-am dezis niciodată așa, că de acești... Viorica Dăncilă, dacă nu, deci primul, în primul rând, dacă Dăncilă nu și a făcut câteva lucruri bune. Așa. S-a împăcat cu Uniunea Europeană, bravo, foarte bine, că războiul ăsta, pleșoienii, codrinii, mă rog, treaba lor, ăștia să se ducă ei la Moscova. Trebuia să se împace, n-ai cum să fii la guvernare, să te ceri cu Uniunea Europeană. A făcut niște schimbări importante. Nu putea să te prindă 10 august cu Carmen Dan, ministru de interne. Era într-adevăr o vulnerabilitate și Iohannis acolo a și lovit-o, de fapt, nu? Sau la externe. A preluat conducerea partidului. Nu poți să fii prim-ministru la PSD dacă nu ești și șeful partidului. S-a dovedit acest lucru.
chiar și asta cu candidatura e... Nu avea cum să scape, n-am putut eu să scap în 2014, eu vreau să fiu prim-ministru, n-am reușit să scap. Atâta m-au băgat în ședințe, m-au dus, m-au explicat, m-au... până n-a scăpat Năstase de chestia asta. Că și el trebuie să candidez, n-avea cum să scap. Acum însă și-a făcut ordine în partid, ok? Apucă-te și guvernează bine. Pentru că deocamdată handicapul principal al doamnei Dăncilă nu e... Îmi plac glumele dumneavoastră cu broșa, cu nu știu ce, cu... nu e la handicapul principal. Oamenii se amuză, dar handicapul principal este performanța sau lipsa de performanță guvernamentală. Azi doamna Dăncilă a zis un lucru, dom'le, nu m-a lăsat Dragnea, m-a terorizat, nu m-a lăsat. O cred, chiar o cred, sincer că îl știu pe Dragnea. Ok, dar de azi încolo nu e că nu te mai lasă Dragnea. Nu mai e nici Vâlcov care să îl pună pe Teodorovici cu pistolul la cap să îi pună iubitele șefe la ANAF. Hai, apucă-te de treabă, guvernează. Asta e, de fapt, marea provocare pentru doamna Dăncilă. Dacă guvernează bine până în noiembrie, o să vedeți că o să ia multe voturi. Nu știu dacă îl bate pe Iohannis, dar ia multe voturi. A guverna bine înseamnă, și ne-ați spus mai devreme... Moment zero, resetare totală. Un alt program de guvernare, resetare. Un guvern mai suplu. Cenușă în cap. Dom'le, asta e, am avut pe și unii care... Acesta ar fi un tip de proiect în dumneavoastră cu electoratul pe care dovedit eu l-aș sprijini, al PSD pe care din eu l-aș 26 da. Mai dovedit, da, deci nu imaginat, nu în sondaje, dovedit, ați merge și ați susține acest guvern. Proiecte, da, proiecte concrete. Cu sau fără intrarea la guvernare și v-ați lăsat și o marjă de timp. N-am ce să susțin în partea cealaltă, să știți că dacă PNL-USR ar veni și ar zice, băi, pro-România, uite, ăsta e proiectul nostru, guvernul nostru, programul nostru de guvernare. Eu m-aș uita la lor, m-aș uita și aș zice, dar în partea altă nu-i nimica. Adică ei nu pot să-mi răspundă nici măcar la întrebarea simplă, am încercat de 100 de ori. Puteți să-mi spuneți și mie pe cine puneți prim-ministru dacă o dăm jos pe doamna Dăncilă la moțiune? Nu o să fie Orban, e ok. Nu știu că o să fie cine. Cine o să fie, nu cine nu o să fie. Că... Nu știm. Ok, atunci bine, e un proiect foarte bun. Hai să mă duc în partea elaltă. În partea elaltă știu care e guvernul. Nu-mi place. Nu-mi place din motive de incompetență, în primul rând. Și clientelism. Hai, schimbă-l, că dacă îl schimbi și îl faci bun, da, de ce să nu-l susțin? Doar să fiu gică contra. Noi suntem pro. Contra sunt USR plus. Ne-am împărțit sarcinile. Da, și mai nou și foarte interesantă strategia dumneavoastră. Dați timp. Nu mă mai grăbesc, m-am grăbit odată în 2014 și am greșit. Guvernului condus de Viorica Dăncilă și Partidului Social Democrat să înțeleagă sau să se gândească dacă au nevoie și de sprijinul pe care dumneavoastră îl puteți aduce în materie de electorat pentru această înțeleg candidatură. Că au, pentru că doamna Dăncilă nu doar în privat, a zis și public. Dacă era doar în privat, n-aș fi vorbit eu despre chestia asta, a zis și public că și-ar dori sprijinul pro-România și mi s-a părut astăzi, da, azi a dat al doilea mesaj, domnule, toți președinții dinainte, bravo. Și eu, când am devenit președinte la PSD, primul lucru, am pus la loc toate pozele. German, Iliescu, Năstase, Joană, m-am certat eu cu Joană, m-am împăcat. Da, ți-asumi istoria, numai comuniștii ștergeau. Când a venit Dragnea, ne-a dat pe toți de acolo și de pe site, nu mai era nimeni. Ziceai că el a fost primul președinte al PSD. Bravo, deci niște gesturi bune. Da, de la gesturile bune... Treci la guvernare bună și o să ia multe voturi. Mai multe decât credem noi. Iar în contextul în care, să spunem, Dăncilă, totuși, la nivel politic, nu vine să intre în zona aceasta de negociere pe care dumneavoastră ați propus-o, deschis vorbind? Eu n-am propus-o. Propunerea a venit din partea doamnei Dăncilă. Cum? Eu, sincer, să schimbe programul de guvernare? Să facă un reset total în guvern? Da. Nu, propunerea de a discuta și de a avea sprijinul nostru. Da, și noi am spus condițiile. Și noi am spus niște condiții. Și nu le-ați spus până mâine cu Ana Viorico. Și vreau să lămurim ceva, că a apărut... Și 6 săptămâni are timp să se gândească. Păi noi cum mai devreme? Că la 1 septembrie vine Parlamentul la muncă. N-ai mai timp mai devreme. A, mai e ceva, că mi-a oferit două funcții de ministru. Nu mi-a oferit nicio funcție de ministru, că nu i-am cerut nicio funcție de ministru și că n-avea sens. Discuția era penibilă. Adică, dom'le, dă și mie două funcții. Ce? Nu era cazul. Nu mi-a oferit nicio funcție, nu i-am cerut nicio funcție. Însă, într-adevăr, i-am spus și spun și acum. Au un proiect de resetare a guvernării, de ce să fiu contra? Sunt pro. Dar cu aceste condiții pe care Dăncilă ar trebui să le facă pentru tot ceea ce înseamnă guvernarea României astăzi și public de stânga... E normal. În acest moment avem 28 de voturi, că ne mulțim la Pro-România. Deci, practic, același număr de parlamentari ca și ALDE.
dacă vrei să mă duc la parlamentarii respectivi să zic, hai mă să votăm programul ăla sau legea aceea, convinge-mă că altfel de ce? Că dai două funcții, dacă, nu vreau funcții. Dacă vreau funcții, rămâneam pe PSD. Pe care a început-o și vom vedea că se concretizează și nu asta. Îi urez succes. Oricui guvernează România, îi urez succes. Și lui Cioloș i-am urat succes când a venit în locul meu și mi-am dat seama că el guverna pentru Franța, nu pentru România. Da, ce succes? Urez succes tuturor. Cu speranța că vor face. 2 ani și jumătate i-au pierdut. Este... Va fi un caz de studiat în istorie, să ai un asemenea scor în 2016, să-i o dea... O situație favorabilă în economia românească, că n-a intrat pe criză. Să ai să vii pe urcare frumos după 2012, creștere, bani, ok, fonduri europene. Bun, i-ai dat afară pe toți care, pe mine, pe Tudose, pe Grindeanu, ok, până și asta se înțelege în politică. Și să-ți bagi joc 2 ani și jumătate, e un caz foarte... foarte bun de studiat, de cum să-ți bagi joc. Dar s-a închis. Și cazul și autorul. Acum se pornește pe un nou drum sau nu? Eu mi-aș dori, sincer, eu nu stau să mă bucur. Ah, ce bine, uite, au mai făcut o criză, mai au un dezastru. Când am văzut la Casa de Sănătate, am întrebat și eu pe cei care am lucrat. Dom'le, ce se întâmplă acolo? Păi și nu fac nimic. De ani, de tot felul de oameni puși de la PSD, Tellerman, PSD... Neamț, PSD, nu știu. Băi, dar nu-i mai puneți de la PSD, puneți-i pe aia care se pricep, nu de la PSD organizație. 3/4 din miniștri cred că nu-i cunoașteți nici dumneavoastră care sunteți jurnalist, eu care sunt om politic. Nu știu cine sunt, dacă îi întâlnesc pe stradă. Dar ăsta cine? E de la PSD, nu știu care. Bun, dar în afară de faptul că e de la PSD, nu știu care, știe să-și facă ceva? La nivel de program, intenții și dorințe. Eu, peste weekend... urmăresc și broșele premierului, tot mai multe, tot mai scumpe, ținutele, tot e mai normal. Extravagante, da. Dom'le, și turneele astea trebuie să le urmăresc, că n-am ce să fac altceva. Și am ascultat-o spunând pe președintele PSD, premierul României, că vor să pună autostrada Comarnic-Brașov pe masa CSAT-ului, renunță la PPP, domnule sincer, premier. Sincer să fiu, e singura soluție. Vă spune cineva care a dat-o în bară cu asta. Păi cum? PPP ce vreau să facă cu firma din China, de nu știu unde, nu ieșea niciodată. Mm. Nu ieșea niciodată. Îmi pare rău, Siegfried Mureșan părea un tip serios, dar l-am văzut azi că a zis să vă fie rușine în loc să o faceți din fonduri europene. Comanii Brașov nu se poate face din fonduri europene, nu este în programul... Eligibilă. Nu este eligibil. Vă spun iarăși, nu obții niciun leu pentru Comanii Brașov, obții pentru Sibiu, Pitești, da, și aia trebuie făcut din bani europeni. Obții pentru Iași, Târgu Mureș, da, din bani europeni. Pe Comanii Brașov nu-ți dă niciun leu. Uniunea Europeană, nu ești în TNT, la revedere. Deci trebuie să o faci ori pe PPP și am eșuat de vreo 4 ori. Știu că a fost și guvernul Boc odată, și eu, și de fiecare dată din motive pe care le putem povesti odată când aveți o oră de... că m-am mai deșteptat și eu între timp. Vreau cu mult interes. Dar ideea următoarea. Dacă azi se duc și o fac din buget. Da, o fac din buget, Doamne ajută, tot în 5 ani o să o facă. Nu, e proiectul e gata. În mod normal ar trebui să fie gata în 3. Dar nu de asta vorbim. Atunci poți să te duci la Uniunea Europeană și să spui, îmi depășesc deficitul pentru această investiție. Problema este că acum te doresc să la Uniunea Europeană, se rățuiește la ei, zice, treaba mea cât fac deficit. Iar cei de la Uniunea Europeană spun, da, e treaba noastră, dar pentru ce ați făcut deficitul? Treaba mea pentru ce l-am făcut. Nu, domnul, nu-i treaba dumneavoastră că sunteți în Uniunea Europeană. Dacă îl faceți pentru cheltuieli, salarii, pensii și petreceri la mare, e o problemă. Dar dacă te duci și îl faci pentru autostradă care produce din punct de vedere economic, te las. Da, dacă acceptă și domnul Iohannis și nu le pune piedici, mie domnul Băsescu mi-a omorât proiectul Comanii Brașov. El. Băsescu este principalul vinovat, el a făcut sesizarea la Chioveși și așa mai departe. Dacă Iohannis e deștept, le-o aprobă. Deci mai avem 2 centuri, și la Comarnic și la Bușteni, care ar putea fi făcute, nu se întâmplă. Da. Mai sunt niște drumuri, altele. E unul, de exemplu, care leagă Valea Doftanei de Săcele. Doar 24 Credeți-mă de kilometri. Credeți-mă că cei 54 de kilometri de autostradă îi visez pentru că îi contabilizez în continuare ca la cel mai mare eșec Eram al guvernării reporter mele.
de teren, eram împreună, noastră premier în funcție, pe autostradă și vă arătam. Astea ați stea panelica, domnule premier, nu o benzinărie, nu un centru SOS, s-au făcut între nimic. Timp, slavă Domnului. Unde? Da. Pe București, Ploiești? Este la vă referiți la... Este bun, la asta fel. E o proastă gestionare a CNI-ului. Este la fel ca în 2012 când s-a inaugurat. Da, în 2012. La fel, nu s-a schimbat nimic. Asta ține de prost management. Și am văzut, iar au schimbat, au dat afară, nu știu ce face Cuc pe acolo, că așa bine gestionează de și Taromu și aeroportul și CNI-ul se duc naibii. Da, treaba lor. Problema e următoarea. Dacă vrei să faci o investiție, inclusiv cei faimoșii 3 miliarde pe care i-a luat ministrul de finanțe într-o zi și pe care o să dăm înapoi 5,2 miliarde, că i-a luat cu cea mai mare dobândă din istoria noastră. Și pe aia 3 miliarde, dacă îi luai și făceai cu ei o autostradă, vă spun, cazul cel mai clasic, stadionul Arena Națională. Am mai întrebat cineva cât a costat, că trebuia să coste 100 și a costat 250. Lumea ce? Bă, e bine că l-ai făcut, domne. Avem și noi o arenă, organizăm campionatul dacă l-am organizat. Fă-o odată, nu ne spune de ce nu s-a făcut. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă banii pe care ei împrumut îi bagi în România în proiecte de infrastructură care produc în timp, toată lumea te sprijină. Noi ce facem acum? În fiecare lună ne împrumutăm cu 1,5 miliarde de euro pe lună, nu pe an, cu care ce facem? Dăm salarii, pensii și ce mai da, care se cumpără mere din Polonia, cuie din Turcia și se fac vacanțe în Bulgaria și în Grecia. Cât putem să rezistăm în felul ăsta? Adică noi susținem economia altor țări. Luăm salam din Ungaria și măcar dacă am luat banii și i-am băgat în producătorii români. Dar nu, noi îi susținem producătorii străini. Ori asta este un carusel în care ne-am aruncat de 2 ani și jumătate și care duce într-un singur loc, la faliment. Și a mai fost un subiect astăzi foarte interesant, un duel între cele două doamne, Gabriela Firea. Nu mă băgați între doamne, m-a învățat viața să nu fac asemenea greșeli. Și doamna premier. Da. S-a decis duelul, nu? La da. CEX. CEX-ul este cea mai formidabilă armă pe care domnul Dragnea i-a lăsat o moștenire doamnei Dăncilă. Eu n-am avut un asemenea CEX. Eu aveam oameni care mai îmi spuneau, alo, domnul Ponta, n-aveți domnule, care votau contra mea, care... Ce șanse credeți că mai are Gabriela Firea să mai câștige încă un mandat la capitală? La primărie? Da. Eu cred că în acest moment, cu greu, 2 dintre cei 6 primari de sector au o șansă să câștige. Pentru că în București, dincolo de partea de realizări, este partea de vot politic. Și așa cum PSD a câștigat... Un vot politic roșu, deci a fost... În 2016, da, dar și în 2000 PSD a câștigat tot și în 2004 n-a mai avut nimic. Meteahnă veche la partid. Da. Iarăși, o mare ocazie. Au avut tot primar general, 6 primari de sector, Consiliul General și Guvernul. Și cât au luat la europarlamentare? 14%? Nu mai știu. Cu 14% nu câștigi nicio primărie. Și vorbesc de primari buni. Eu cred că Negoiță e un primar bun. Chiar și el pierde dacă candidează pe PSD. Pentru că eu votul politic... Eu am crezut că se mută la lumea la Pro-România. Îl așteptăm dacă vrea să vină. Da, ar fi interesant. E un primar bun. După, la momentul 2020, deci nu acum, dacă s-ar muta acum, și-ar pierde mandatul. Da, sigur. Deci, pe viitor. Numai mâine priviți nu s-a alegerile. Priviți cu binoclu, așa înțeleg, în privesc la mulți politic primari, PSD. La mulți primari, așa? Pe care i-aș vrea la Pro-România, da, bineînțeles. Și cu care am vorbit și care sper să vină la Pro-România. Tot de la capitală? Sau din țară? Nu, din țară vorbesc. Ideea următoarea, dacă se merge în direcția asta, mai ales la consiliile județene, eu n-am înțeles cine a dat ideea aia cu ordonanța să fie uninominal dintr-un tur. Să știți, PSD și PNL, inițial am sărit... Pentru PNL e foarte bine. Pentru PSD e dezastru. PSD-ul va rămâne cu 2-3 consilii județene. În 2012, când am făcut USL-ul, PDL-ul cel puternic, guvern, tot, a rămas cu 2 consilii județene, cu Alba, unde ne-a vândut meciul PNL-ul, Atanasiu, că băteam și la Alba, și la Arad, unde păi n-am avut noi candidat. PSD a inițiat acest proiect în ordonanță se vor, de se urgență. Sinucid. Știți ce va fi la anul? A fost o decizie strategică politică greșită? O catastrofă. A PSD. Bineînțeles. E că au susținut și PNL, dar PSD evident a inițiat. Pentru PSD e o catastrofă. Interesant. Pentru că vă spun eu, la Vrancea, da? Se va face coaliția anti-Oprișan. Nu va fi candidat USR, PNL. Dom'le, să ne unim toți, să-l dăm jos pe Oprișan.
îl vor da jos. La fel și la Vaslui sau la Olt. Sau, nu știu cine le-a dat această idee, dar a fost o idee foarte proastă. Dacă scorul pe care îl obțin este unul ce nu le permite să intre în turul 2. Atunci, la Pro-România suntem pregătiți să salvăm cei de salvat. Eu țin cu PSD-ul, nu țin cu liderii PSD-iști. Și dacă așa o să doarmă, cum își aștern, nu? De altfel, le-am spus chestia asta de 2 ani. Le-am spus-o atunci când au votat, că atunci a fost ruptura pentru mine. Nu mă mai înțelegeam eu cu Dragnea mai demult, dar nu era singurul șef cu care nu mă înțelegeam. Puteam să stau. Dar când au votat moțiunea la Grindeanu, le-am zis, ați trecut o linie roșie. Voi ăștia care l-ascultați, nu o să puteți dați tot timpul vina pe Dragnea, că nu v-a luat mâna cu forța și v-a pus bila în urnă. După aia nu v-a ridicat mâna când i-ați exclus pe Neac și pe Țuțuianu și pe... Dacă nu se învață din greșelile trecutului, vor avea același rezultat. Mie îmi place că sunteți foarte generos. Nu v-am văzut așa. M-am învățat viața și vin și după 3 săptămâni de vacanță cu familia, generos. Chiar sunt foarte pozitiv. Și ați dublat și ați dat 6 săptămâni președintelui PSD. Mai sunt 6 până în 1 septembrie? Da, cam așa. Mă bucur. Hai, 5 să zicem. Da. Dar oricum. Suficient e foarte puțin de mult timp, pentru că noi, eu merg în vacanță, dumneavoastră sper să aveți vacanță. Primul ministru nu are vacanță. Am stat 3 săptămâni cu copiii și cu Daciana și ne-am adus aminte când fugeam 3 zile ca prim-ministru și îmi suna telefonul tot timpul și îmi făceau poze. Uite unde e Ponta și în loc să fie... Și am zis, ah, ce bine să nu fii prim-ministru. Deci doamna Dăncilă are alt timp decât noi. Când are congres, nu? Săptămâna viitoare. Pe 3. După aia are rectificare. Viitoare, mie da. Mi se pare mai grea rectificarea decât congresul. Rectificarea la domnul ministru, o lăsăm pe doamna premier. Ea trebuie să gândească bine la broșe, la voalete, la ce îi place doamnei premier, exact. Doar să vină cu varianta mi-am câștigătoare pentru România. Cum mă distrugea și pe mine când eram prim-ministru. Ce să facem, vedeți, domnule premier? Asta e rolul jurnalistilor, da. Și avantajul de a nu mai fi în acele funcții. Sau avantajul de a fi corect. Cel puțin pentru moment. Și noi v-am creditat cu multă încredere. Sunt Denis Rifai. Continuăm mâine de la ora 20. Legile puterii. Analizăm ce mai rămâne de analizat. Oricum o vară politică extrem de tensionată și o România e tot mai prost guvernată. Mulțumesc frumos pentru prezență. Mulțumesc. Profită de valul masiv de reduceri de la Intersport. Ai până la 70% reducere la toată colecția de plaje Firefly și pantofii Puma Urban Plus pentru adulți la doar 169,99 lei. Ofer-